Mergem mai departe. Peste 5500 de oameni din zona București Ilfov au primit asistență medicală de urgență în perioada mini-vacanței de 1 mai și de Paște. Conform datelor oferite de Serviciul de Ambulanță București Ilfov, 3490 dintre solicitări au fost cazuri de cod roșu sau cod galben, scrie Agerpres. Doar în noaptea de înviere au fost 479 de solicitări, iar dintre ele 363 au fost cazuri de cod roșu și cod galben.